Accidentul s-a produs în intersecția din comuna Lelești. Femeia care se afla la volan susține că a oprit la indicatorul rutier stop. A văzut autocamionul, dar pentru că acesta avea semnalizarea de viraj dreapta pornită, a pătruns în intersecție. Din nefericire însă, șoferul nu intenționa să efectueze niciun viraj, iar în acest fel nu a mai putut evita impactul cu autoturismul în care se aflau cei patru pasageri. A făcut tot ce a putut pentru a evita lovitura în plin, virând brusc dreapta, iar în acest fel cărămizile cu care era încărcat au zburat peste autoturism. Una dintre ele l-a lovit în cap pe micuțul de doar 6 ani, care mergea cu geamul deschis. Am ieșit să mă asigur, am dat semnalizare, am oprit, venea cu viteză, au sărit cărămizile pe noi în mașină. A intrat cu viteză, el zice că a vrut să meargă în față, dar a dat semnalizare că intră pe drumul ăsta și din cauza că a intrat cu viteză, au sărit cărămizile pe noi în mașină. Șoferul autocamionului are însă o altă variantă. Nu mi-a acordat prioritate acolo, a trebuit să evit și am făcut dreapta. În față îmi venea altă mașină. Dacă... Nu, trebuie să merg în față. Trebuie să merg în față. Aveați viteză? Nu aveam cum să am viteză, ce mai aleg la intersecție. Dacă aveam viteză, o răstoram cu... Spune doamna că aveați semnalizarea pornită. Nu. Aveați la telefon? Nu. Micuțul de 6 ani, lovit de cărămidă în cap, a fost imediat preluat de o ambulanță și transportat la spital. A fost adus un din copii cu traumatism craniu cerebral, cu plagă contuză frontală. Nu punem probleme deosebite. Va rămâne internat? Este deja internat. Polițiștii au întocmit dosar penal șoferului autocamionului, iar în continuare vor efectua cercetări pentru a stabili cine se face vinovat de producerea accidentului. În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând ca polițiștii rutieri să continue cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.